Gata. Acum putem să începem. Bună seara tuturor a doua oară. Bună seara Ioana. Ioana Cosmuță este specialistă în materiale, specialistă în comportamentul acestora și mai mult de atât, nu doar în comportamentul lor în condițiile mai mult sau mai puțin obișnuite de aici, de pe pământ, ci mai ales în este specializată în studierea și analizarea comportamentului materialelor în condiții de microgravitație. Cu alte cuvinte, cum se comportă acestea atunci când încercăm să fabricăm lucruri din ele, de exemplu, pe orbita Pământului. De ce este uh, un subiect important? Foarte simplu. Uh, suntem pe punctul, în sfârșit, suntem pe punctul de a uh, pătrunde într-adevăr. În spațiul cosmic. De când eram copil, visam la acest moment. Iată că acum avem lansatoarele necesare pentru a ajunge acolo sus, în condiții relativ decente de cost. În curând vor fi nenumărate stații spațiale private, deci spațiul a devenit deja accesibil companiilor private și nu doar. Guvernelor, dar mai lipsește ceva. Nu putem să ducem toate piesele necesare sus pe orbită dacă chiar ne dorim să avem o prezență îndelungată cu foarte mulți oameni. De ce? Costurile sunt prohibitive. Și este foarte important să putem să fabricăm piese de schimb direct acolo sus unde avem nevoie de ele. Mai mult de atât, condițiile speciale din spațiul cosmic ne permit fabricarea unor lucruri care aici pe pământ sunt foarte greu de produs sau chiar imposibil de făcut. Și uh, se lucrează intens la uh, punerea bazelor unei adevărate industrii spațiale care să alimenteze nu doar viitoarele stații spațiale sau viitoarele colonii de pe lună sau de mai departe, dar mai mult de atât să alimenteze cu produse însuși pământul. Ioana a lucrat mulți ani pentru NASA a participat la foarte multe proiecte interesante și de-abia aștept să ne povestească despre ele. Iar acum, de câțiva ani, a pus bazele unui startup care se concentrează pe, cum să spun, să construiască un fel de glob de cristal în care să putem să ne uităm și să vedem dinainte cam care sunt materialele interesante pentru folositul la aplicații industriale în spațiu. De ce? Iarăși este simplu de înțeles. Nu este foarte cost-efectiv, nu știu cum să zic pe românește, să tot duci un material sus, să-l testezi, vezi dacă e bun sau dacă nu și o iei după aceea de la capăt, pentru că de cele mai multe ori rezultatele sunt dezamăgitoare. Nu e așa că ar fi mult mai interesant dacă am putea dinainte să prezicem o bună parte dintre proprietățile materialelor pe care le avem la dispoziție, nu ar fi bine dacă am putea să uh, dezvoltăm materiale speciale care să se comporte așa cum ne-am dorit noi atunci când le-am duce acolo sus pe orbită. Și pe baza unor uh, sisteme cu inteligență artificială, uh, compania uh, Ioanei încearcă tocmai să construiască un astfel de, hai să spunem, un glob de cristal. Eu am vorbit deja prea mult pentru această întâlnire, mai ales că în această seară vom putea să o uh, exploatăm pe Ioana doar o singură oră, nu două ca de obicei. Așa că o las pe Corina să conducă discuția și vă încurajez să puneți întrebări atât pe chatul de la Zoom, cât și pe paginile de Facebook. Eu voi prelua întrebările, le voi transmite uh, Corinei și ea le va lansa în discuție atunci când va apărea momentul potrivit. Vă mulțumesc încă o dată și mă retrag în, într-un rol mai tehnic. Și eu spun uh, bună seara și celor care au intrat uh, o idee mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți din nou alături de noi. Mulțumesc firește Ioanei Cosmuță că este alături de noi. Spune de pe acum că îmi pare foarte rău că va sta doar o oră, pentru că la câte a făcut și la câte ar avea să ne povestească, ne-ar trebui sau nu ne-ar ajunge, mai bine spus, nici două ore, dar în fine, ne mulțumim cu ce avem. Ioana Cosmuță a fost numită un vizionar strategic și un futurolog pragmatic. Așadar, Ioana, cum se împacă pragmatismul cu cum să spună, viziunea asta de viitor, mai ales că vorbim despre o zonă extrem de dificilă, adică să construiești în absența microgravitației e deja o mare provocare. Da, absolut. Cred că are de-a face, deci, în general, aș vrea să fac referință aici la o, o zicală, cred că așa îi spune românești, o zicală care îi aparține lui Einstein și care spune că imaginația este mult mai importantă decât cunoașterea. Eu aș spune că aș adăuga faptul că dacă ai o bază solidă de cunoaștere și adaugi la cunoaștere imaginația, putem să creăm lucruri viabile, lucruri solide, lucruri realizabile. Deci asta este diferența între Iluzii și realitate. Până la urmă, ca și în orice model fizic, nu, încerci întotdeauna să stabilești limitele realului, limitele posibilului. Și fizica ne învață încă din școală, nu? care sunt lucruri care sunt posibile și care nu sunt posibile. Deci, câtă vreme nu, nu te bați cap în cap cu o lege fizică, în principiu este posibil și realizabil. Doar că nivelul de dificultate de realizare în practică al unei probleme fizică, fizice depinde de, din nou de problema fizică. Deci teoretic am putea să ajungem aproape de limitele unei găuri negre, dar din punct de vedere fizic sau fiziologic... Este greu de realizat, și chiar din punct de vedere al tehnologiei, da? deci asta vroiam să, să să adaug și să, să amplific la întrebarea ta. În ce mă privește, întotdeauna am așa ca o paralelă de, legată de, de cariera mea. Când eram în liceu, eram ferm convinsă că am să devin profesoară de limba română și, eventual, jurnalistă, deci, că am să urmez pașii în meseria tatălui meu, care a fost ziarist de profesie. Însă, în, în anii de liceu, am avut un profesor de fizică fantastic, care nu numai că ne dădea. Teme cu câte 50 de probleme de luni pe marți și de marți pe miercuri, dar în timpul orelor de fizică, ne vorbea despre filozofia fizicii și cum fizica se leagă în adâncurile ei cu întrebări fundamentale. Ce este viața, de unde venim, de unde. Um, de unde, unde mergem, uh, care, care este rolul nostru în, uh, în această viață. Uh, deci vreau să zic că mie întotdeauna mi-a plăcut uh, combinația aceasta între uh, umanistic și real pe care fizica mi-a oferit-o profesional. Uh, cum se îmbină asta cu uh, domeniul microgravitației? Uh, și cu platforma pe care uh, o dezvoltăm în momentul de față, în uh, g uh, De fapt, uh, este, este probabil cel mai bun exemplu. Uh, foarte mulți uh, din domeniu uh, sunt axați pe inginerie, pe tehnologii spațiale, deci uh, construiesc hardware, construiesc. Uh, Construiesc, propriu-zis, o mașinărie pe care o duc în, în, în spațiu cosmic și, sau în orbita Pământului, în, 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 în instanța aceasta. Um, e foarte important, normal, că dacă nu avem, nu avem platforme pe care să rulăm experimente în spațiu, uh, normal că uh, rămâne numai de domeniul uh, imaginației. Dar uh, în ce privește. Materialele și produsele pe care putem să le producem în spațiu cosmic și de ce le produce, pe care le producem, partea aceasta de selecție, de optimizare, este foarte mult un exercițiu de imaginație combinat cu pragmatism și aplicații practice. Aceste materiale pe care o să le producem, sunt convinsă că o să, cândva o să le o să le și o să le și producem, nu nu se poate să rămânem doar la faza asta de hai să ne propunem să le producem. Așadar aceste, aceste materiale produse în spațiu, deci în cu totul alte condiții vor avea proprietăți complet diferite de ceea ce, de cele pe care le-ar avea dacă le-am produce aici. Deci chiar vreau să să, să arată aici o chestie foarte practică. Deci asta este o bucată de sticlă. Bine, eu chestie experimentală, da? Mm -hmm. Și bucata asta de sticlă este materialul prim care este dus în spațiu. Bucata aceasta de sticlă este procesată în spațiu, încălzită de obicei la partea de jos și transformată dintr-un deci dintr-o bucată de sticlă de diametru, să zic, un centimetru, în fibră optică, cu diametru de 120-200 de microni, da? deci 10 la minus 6. Aceasta este o bucată de fibră optică pe care noi, de fapt, am analizat-o și deci avem parteneri care duc mașinările astea în spațiu și le aduc înapoi fibră optică motivul pe care, ce aceasta, aceasta este o bucată de fibră optică, de fapt, procesată în spațiu. Deci nu este de domeniul imaginarului. Deci, la, la momentul de față sunt companii care uh, procesează fibra aceasta optică în spațiu. Uh, problema este uh, într-adevăr uh, de optimizarea proprietăților. Ce proprietăți optimizezi și pentru ce scop? Mm. Zebelan? Și... Da, Zibilan. Da, okay. Așa se numește. Deci, uh, Zibilan de ce se numește zibilen? Pentru că fiecare din literele, din numele acestea de zibilen, uh, se leagă de o uh, specie chimică, deci Z vine de la zirconiu, B vine de la bor uh, și așa mai departe, deci, uh, deci fiecare sunt specii chimice care sunt uh, uh, din, uh, uh, din clasa uh, materialelor uh, florindate. Uh, clasa și mai generică a acestor uh, sticle este se numește Heavy Metal Fluoride Glasses, de fapt. Deci sunt uh, uh, sticle florindate uh, care au în componență și uh, metale grele, heavy metals, cum ar fi zirconiu da? Bun. Um, în momentul ăsta sunteți în, mom în situația în care, cum să spun, experiment, experimentați diverse materiale, sau produceți experimental diverse materiale sau aveți niște. Există, așa, generic vorbind, cei care vă gândiți la lucrurile astea, niște obiective. Vrem să producem în spațiu ce? Sticlă sau, nu știu, materiale de construcție sau ceva? Deci, întrebările sunt, sunt cu două direcții. Da? Deci sunt. Uh materiale pe care materiale și uh, procesele corespunzătoare de producție ale acestor materiale uh, care au obiectivul de a fi folosite, deci produse în spațiu și de a fi folosite în spațiu sau materiale care sunt produse în spațiu, dar folosite terestru în diferite industrii, industrii. Și deci, uh, deci procesul de, de optimizare este din nou uh, diferit. În aceste două cazuri. Când vorbim de materiale, deci chiar dacă noi, la modul imediat, ne referim la materiale inerte, da, cum ar fi zibilanu, platforma noastră de software, de fapt, îți oferă posibilitatea să analizezi un spectru mult mai larg de experimente. În microgravitație, deci, de fapt, multe din cazurile pe care le analizăm sau la care ne uităm la momentul de față au de-a face cu producția de plante în, în spațiu sau aplicații în domeniul biotehnologiilor, cristale proteinice și așa mai departe. În, în Ideea de, deci, centrală este de a extrage, deci unul la mână de a avea seturi foarte curate de date um, pe care le avem, um, le înregistrăm terestru și în spațiu, în așa fel încât să putem să extragem ceea ce noi numim delta to gravity, deci diferența între gravitație și lipsă de gravitație. Și după aceea, folosirea de modele fizice, machine learning, um, algoritmi de, de machine learning, uh, în așa fel încât să Legăm proprietățile fizice de, de niște proprietăți macroscopice, deci diferența aceasta între cu și fără gravitație, conectată cu proprietăți macroscopice și după aceea de valoarea acestor, valoarea acestor proprietăți macroscopice în dezvoltarea de produse pe care industriile digitale pe care le vedem la momentul de față crescând în următoarele două decenii, chiar au nevoie. Uite, avem o întrebare aici, vă rugăm să ne dați un exemplu de material studiat în spațiu, unde a fost utilizat. Da, deci un material. Asta este problema la momentul de față. Deci problema la momentul de față este că s-au făcut, făcut foarte multe investiții în partea de cercetare, partea de știință dar nu neapărat în partea de um, scale up for in space manufacturing. Deci la momentul de față suntem în faza aceasta de translație a um, rezultatelor din punct de vedere științific în rezultate și aplicații practice. Deci cum ar fi Zibilan, de exemplu, nu a fost folosit la momentul de față într o aplicație terestră deocamdată, pentru că suntem în, în Exact în uh, bucata aceasta a procesului de translație, de traducere a valorii uh, unui produs făcut în spațiu și uh, uh, folosit uh, la scală mare, nu la scală redusă, uh, terestru. Deci asta este de fapt întrebarea centrală pe care noi încercăm să, uh, um, să o adresăm uh, prin uh, platforma de software. Um, ca să nu. Deci, o, alt, o altă bucată de răspuns la întrebarea aceasta. Um, sunt lucruri în trecut care au fost făcute în spațiu și folosite terestru. Absolut. Deci, sunt, sunt, uh, sunt foarte multe uh, materiale, de exemplu, care s-au studiat bulk metallic glasses uh, și care au fost folosite. Uh, deci, uh, în, înțelegerea și optimizarea procesului atunci când. Uh, uh, Înlături forța gravitațională a fost folosită, deci înțelegerea aceasta a fost folosită indirect în procesele terestre de uh, industrializare pentru a obține uh, un material mai bun. Uh, deci, de exemplu, sunt uh, uh, în uh, golf. Uh, foarte multe materiale din titaniu, bazate pe titaniu, uh, în care procesele acestea de. Uh, uh, deci, cum, cum produci titaniu a fost studiat în spațiu și după aceea înțelegerea, la nivel fundamental, a fost folosită și aplicată uh, terestru. Uh, un alt, un alt uh, exemplu interesant uh, uh, este un uh, parfum uh, făcut de Shishido uh, și, deci, uh, John Glenn, care până la momentul respectiv a fost cel mai bătrân, cea mai, bă, mai învârstă, pardon, cea mai învârstă persoană care a zburat în spațiu cosmic, a dus un trandafir în spațiu și trandafirul acesta, deci era pe punctul de a înflori, dar nu a fost lăsat să înflorească terestru, ci să înflorească în spațiu. Pipetele cu care s-au colectat Moleculele chimice pe care le-a emis trandafirul în spațiu au fost aduse terestru, au fost studiate și spectrul acesta chimic, deci obținut prin spectroscopie moleculară, a fost după aceea replicat artificial și folosit în, cum să zic eu, în certificatul unui parfum, mi se pare că se numește și Sidozen pe care uh, și și do după aceea l-a uh, pus uh, în, în ediție limitată pe piață. Foarte interesant. Uite, avem o întrebare de pe Facebook. Uh, Cioacă ne întreabă ce platforme doriți să folosiți pentru testarea în gravitație redusă. Zboruri parabolice, sounding rockets? Aveți parteneri în acest sens? Corina, s-a da, mișcat și... microfonul și nu se aude foarte bine. Îmi pare rău. Acum deci mai ce, bine. ce platforme doriți să folosiți pentru testarea în gravitație redusă? Depinde, depinde de ce anume testăm. Uh, pentru că fiecare platformă are avantajele și dezavantajele ei. Da, deci, precum știm, uh, zborurile palabolice îți oferă, uh, prin faptul că, uh, deci, natura designului. Uh -huh. profilului de zbor, da? deci uh, um, avionul um, iese din atmosfera pământului, reintră, iese, reintră. Prin urmare, uh, dacă te uiți la profilul parabolic, de aia se și numește parabolic flight, uh, exact în, în vârful parabolei ai probabil 10-20 de secunde de uh, microgravitație, uh, ceea ce este un interval foarte scurt de timp, uh, dar uh, este, deci din nou, un uh, trade-off între a, optimizarea deci de cost și de acces la a, a microgravitație. A, în principiu, în mod ideal, vrei să vrei să ajungi în spațiu și să ai acces la ceea ce a, majoritatea, a, de, la ceea ce, ce se numește a, Expunere la mediul microgravitațional micro de, uh, durat, pentru, deci de uh, durată îndelungată, timp îndelungat pentru, pentru timp îndelungat. Pentru că asta îți dă. Um, deci, este mult mai valoros cel puțin în uh, producția acestor materiale. Um, cred că asta era întrebarea, nu? Deci, deci noi nu avem preferință în sine, pentru că deci noi, noi lucrăm cu parteneri. Uh, din uh, tot spectrul, uh, parteneri care zboară cu uh, parabolic sau uh, suborbital sau uh, uh, orbital. Uh, în principiu, la momentul de față, uh, uh, suntem axați pe uh, experimente care au loc în uh, uh, orbita Pământului. Toma, vrei și tu să întreb ceva? În am văzut asta? că mai este aici o întrebare, dacă fibra optică din sticlă da. poate fi obținută doar în spațiu sau și în mediul terestru. Deci, la momentul de față... E, deci asta e o întrebare foarte interesantă și foarte bună. Uh, precum am spus, uh, deci procesul este uh, iei, iei o bucată de sticlă și uh, o transform în fibră optică. Bucata aceasta de sticlă a fost făcută terestru, da? Uh, deci uh, uh, eu numesc, de fapt, procesul acesta pe care încercăm să-l optimizăm la momentul de față um, reprocessing in, in space. Deci este, este un proces de reprocesare în spațiu, nu uh, cu adevărat proces de end-to-end uh, -end manufacturing. Da? Deci uh, uh, fabricație uh, de la un capăt la altul. Și, de fapt, um, deci, din nou, întrebarea asta este este, o întrebare foarte bună pentru că dacă iei un material care inițial a fost creat într-o, deci în, cum să zic eu, at the bottom of the gravity well, deci la, la, în, în, într-un mediu gravitațional și îl reprocesezi doar într-un mediu lipsit de gravitație, optimizarea, deci ai, ai acces doar la o bucată din optimizarea maximă pe care poți să o obții. Până la urmă, procesul maxim de optimizare are loc atunci când, într-adevăr, creezi materialul acela din raw materials, deci în cazul acesta din pudrele de fluoride din materia și, prima, da. și, exact, deci materia primă, să iei materia primă, să o procesezi în spațiu și să ajungi din materie primă în fibră optică. Uh, și deci aici intervine partea a doua pe care, um, partea a doua a problemei la care uh, pe care noi ne axăm uh, uh, la momentul de față tendința este uh, să luăm un proces pe care noi inițial l-am gândit terestru, deci este ceea ce se numește gravity assist, proces, deci forța gravitațională este parte din acest proces uh, de uh, translație, de, de transformare a materialelor pure în fibră optică. Și, deci, de obicei, hardware-urile astea pe care sunt, care sunt, luate în spațiu este, este, o formă miniaturizată a acestui proces. Deci, partea cealaltă la care, noi, la care noi lucrăm la momentul de față este cum am gândit acest proces de la un capăt la celălalt, având în vedere că forța gravitațională este absentă nu prezente. Deci, în loc să luăm un proces gândit în prezența forței gravitaționale miniatur, miniaturizat și dus în spațiu, operat acolo, să regândim întreg, întregul proces de, de producție și de industrializare. Um... Și deci asta, da, asta, este o altă, o altă direcție în care, pe care vedem, deci care vedem că se formează din ce în ce mai mult. Uh, dar hai să povestim puțin, uh, de exemplu, de ce trebuie să ducem zibilanul pe orbită și nu, și nu producem aceste fibre optice aici jos. Totuși, de procesarea asta nu este mult prea scumpă? Ba da, tocmai de aceea. Deci, uh, exact asta este o, uh, premisa uh, care, uh, pentru care am construit uh, compania G-Space. Uh, deci, uh, Primele investiții care s-au făcut în, în domeniul ZBLN, în, în, în ideea de a duce un hardware în spațiu și a produce fibră optică cu calitate superioară, au fost făcute în 2014. Și, după părerea mea, este într-adevăr inacceptabil faptul că în 2022, suntem în 2021, deci șapte ani după, și nu avem un produs. Deci, niciuna din companiile care au încercat să producă această fibră nu au reușit să vândă pe piețele terestre măcar un metru uh, din această fibră. Uh, și, deci, asta este problema. Problema este că toată lumea în uh, domeniul domeniu spațial sau ar tehnologiile spațiale se axează la, atât de mult pe partea de inginerie, pe partea de hardware, încât uh, uită că, în cazul acesta, în, în, în acest caz specific. Problema nu este o problemă de inginerie, ci este o problemă de materiale și de înțelegerea um, uh, modului în care uh, prezența sau absența forței gravitaționale uh, um, influențează, influențează. influențează proprietățile acestui material. Da, cumva, în sensul ăsta era și întrebarea mea inițială: dacă un material produs aici pe Pământ, dus în spațiu reprocesat, nu își schimbă proprietățile? Da, își schimbă. Dar, deci, din nou, dacă oportunitățile sunt mult mai mari, deci, mm. deci este doar un segment din oportunitatea de a crea materialul acela în spațiu, uh, mutând întregul proces în spațiu uh, lipsit de gravitație. Da. Am, am răspuns la întrebare sau nu? Deci, deci ok, ca să, ca să mai um, um, uh, să 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 clarific puțin um, partea aceasta. Deci, forța gravitațională, deci, de cele mai multe ori când vorbim de materiale, vorbim de o diagramă de fază a acestor materiale, care ne spune materialul acesta se uh, comportă într-un anume fel atunci când presiunea, com, deci când presiunea și temperatura variază uh, într-un anumit uh, range, într-un anumit domeniu. Da? Uh -huh. Într-un interval. Da, mulțumesc. Um, și, deci, la momentul de față, inițial, când, um, când oamenii au uh, cercetat și au descoperit din ce în ce mai mult uh, și au început să înțeleagă din ce în ce mai mult uh, procesul acesta uh, sau, sau faptul că materialele acestea nu au un comportament static. Uh, atunci când variez temperatura sau când variez presiunea. nu? Până la urmă, uh, atunci când uh, am ajuns să, să studiem materiale la temperaturi ultrajoase, am descoperit uh, faze noi în uh, fa diagrama de fază a acestor materiale. Uh, la fel și cu forța gravitațională. Suntem foarte obișnuiți să gândim despre materiale și uh, proprietățile lor, caracteristicile lor, în, într-un uh, mediu cu gravitație constantă, da, 1G. Dar în momentul în care acum începem să variem uh, gradele de uh, forță gravitațională, deci începem să, să gândim că forța gravitațională poate și ea să devină un interval, uh, prin modificarea forței gravitaționale putem să avem acces la um, Bucăți în diagrama de fază a materialului pe care nu le vedem aici, terestru. Și, până la urmă, valoarea ultimă a, a procesului de a, producție în spațiu trebuie să se conecteze cu, a, cu felul în care forța gravitațională afectează a, diagramele de fază. A, și, deci, asta este, deci, deci platforma noastră de software. A, Uh, în, în final, are, deci va, va avea capabilitatea de a uh, folosi uh, valori diferite valori ale forței gravitaționale și să folosim modelele într-un mod uh, de prezicere al uh, performanței. În așa fel încât precum ai spus tu, Alexandru, la început, chiar dacă prețul de, și deși frecvența de acces în orbita pământului au, deci prețul a scăzut și frecvența a crescut în, în ultima decadă, deci este, este o mișcare impresionantă partea asta de New Space. Totuși, accesul în spațiul cosmic și prețul a rămas și va rămâne mult mai scump decât ce putem face într-un laborator terestru. Toma, nu mai avem, întrebări uh, de tehnice. De... Iar aș vrea să pun o întrebare mai filozofică și mai păcătoasă, pentru <laughs> că nu avem totuși așa mult timp ca de obicei. Uh, hai să ne gândim, nu știu, hai să nu zicem peste 10 ani, peste 20 de ani. Uh, o să avem mai mult ca sigur stații orbitale dedicate fabricației, care vor alimenta Pământul, nu știu, cu fibră optică și toate cablurile transoceanice vor fi făcute cu Zibila în produs pe orbită. Ne vor alimenta cu, nu știu, medicamente, cu you name it. Nu cumva riscăm să scăpăm din mână controlul producției, la fel cum acum Occidentul a scăpat producția către China? Există nenumărate romane SF, nu știu dacă știi, Luna este o doamnă crudă a lui Heinlein, de prin 60 și ceva. Povestește foarte frumos despre ce ne va aștepta peste 20-30 de ani. Da, da de, uh, Foarte interesant că faci aici referire la uh, Heinlein. De fapt, uh, una din întrebările sau unul din uh, disc, punctele de discuție pe care uh, le aduc uh, în, în mai multe uh, talk-uri pe, le, le, pe care le dau este uh, o întrebare fundamentală care este track recordul umanității de a aduce uh, științifico-fantasticul în realizare, da? Și Heinlein acum 150 de ani a publicat într-un uh, într-o într revistă din Statele Unite. 50, da, nu 150. 150. Heinlein nu. Heinlein este secolul 20. Nu Heinlein. Juc uh, 1950. nu Heinlein. Mai, mai, uh, da, nu, nu Heinlein. Uh, este un alt autor. Uh, am să-mi aduc aminte. Tot cu H se numește. Mă, cer scuze. Da, da. Uh, uh, Edward Everett, Hell, Hell îl cheamă. Hell. Deci Hell a publicat în 1870 um, o, o bucată de uh, science fiction care se numește The Brick Moon în The Atlantic. Și acolo vorbea despre capabilitatea omenirii. Deci asta era în 1870, despre um, faptul că omenirea la un moment dat va crea un orbital outpost în Orbita Pământului. Da? Deci la momentul respectiv, deci asta a fost categorizată ca și science fiction. Da? După aia, în 1923, a venit românul Herman Obert, care a definit conceptul acesta de spa stație spațială și în 2011, stația spațială internațională a fost. Completată. Deci s-a completat construirea stației spațiale internaționale care uh, deci din 2000 este uh, locuită continuu. Deci punctul meu uh, aici, deci ce, ce vreau să, să scot la iveală este faptul că din 1870 în 2011, deci sunt 150 de ani în care omenirea a fost în stare să uh, transforme o idee de science fiction în realitate. Bun, cum se leagă asta cu, cu întrebarea ta? Um, nu de, de, pentru foarte mulți dintre noi ne gândim uh, turismul orbital, um, crearea de, deci multiplicarea la momentul de față. Nu, nu avem doar o stație spațială internațională, ci să avem mai multe, parcuri de știință în spațiu și așa mai departe. Deci, după părerea mea, asta, deci faptul că suntem și pe o curbă exponențială de, de uh, creștere uh, globală a tehnologiilor și așa mai departe, uh, în următorii 20-30 de ani vom vedea mai multe platforme în, uh, în, în spațiul cosmic. Uh, unele vor fi uh, axate uh, um, pe uh, oferta. Uh, produselor sau serviciilor turistice, altele pentru industrializare, producere de materiale și așa mai departe. Deci, spectrul este foarte larg și, în principiu, deci, în studiile de, de strategie pe care le -am, la care am contribuit când am fost la NASA, ideea aici este să se mute baza industrială, deci să se mute centrul de masă al bazei industriale de la suprafața Pământului în orbita Pământului, pentru că doar în felul acesta vom reuși să um, multiplicăm și să accelerăm uh, tipurile de misiuni științifice, comerciale, uh, human flight uh, în uh, dincolo de deci în ceea ce se numește în cis lunar space, deci în spațiul dintre Pământ și Lună și de asemenea uh, Mars, Marte și uh, uh, mai departe în uh, sistemul solar. Dacă, Toma, tu nu mai ai alte întrebări ingineresc și filozofice, vreau să profit că a adus în discuție Ioana uh, Nasa și vreau să te întreb, Ioana Cozmuță, de ce ai abandonat Nasa? Cred că am să mă întorc înapoi la întrebarea lui uh, Alexandru, în cazul ăsta. El, el a întrebat uh, ce se va întâmpla, deci, filozofic, dacă. Uh, scăpăm uh, uh, producerea, producția în spațiu, uh, cum s-a cum s-a întâmplat cu China la momentul de față. Uh, deci um, am să răspund la asta și după aia am să am să răspund și la întrebarea ta legat de, legat de nasa. Um, deci la momentul de față. Există avantaje fantastice, mai ales în um, climatul global uh, curent, unde um, Vedem schimbările acestea climatice care ne afectează în, în, în foarte multe feluri. Uh, și, de fapt, în, uh, în studiile globale care s-au făcut, studi studiile științifice globale care s-au făcut, unul din, uh, deci una din contribuțiile uh, erei de industrializare uh, la schimbările climatice se datorează într-adevăr uh, producției. Dacă ne gândim la numărul de, de fabrici care folosesc uh, terestru uh, resurse impresionante, nu numai pentru. Uh, deci nu numai resurse pristine, cum ar fi apă, uh, pentru răcire, dar uh, și um, uh, surse de energie pentru. Uh, cum să zic eu, for, for power. Deci, ca, ca, să, ca să ai energie pentru uh, ca să poți să operezi aceste fabrici. Um, în spațiu cosmic, deci în, în orbita Pământului, um, ai acces direct la uh, răcire, deci, deci la temperaturi ultrajoase, uh, ai acces direct la ceea ce se numește Space Solar Power. Uh, Energie solară mult mai directă și mult mai eficientă decât o putem capta aici terestru pentru că se pierde foarte mult partea care trece prin atmosfera pământului. Mediu microgravitațional, precum am spus înainte și de asemenea acces la vacu în foarte multe procese de producție a materialelor uh, ai nevoie de răcire, mai ales deci cu cât cu cât mergi în, uh, mai în adâncul materiei cu atât mai mult procesarea produce uh, sau elimină căldură. Prin urmare ai nevoie de mai mult și mai multă răcire, deci mai mult energie pentru răcire, uh, energie pentru operare, dar și de multe ori deci noi creăm vacuum în mod artificial terestru. Pe când, deci, deci, astea sunt uh, niște elemente care, um, cum să zic eu, foarte natural um, ar fi mult mai um, uh, logic de exploatat în mediul, în mediul uh, din orbită decât în mediul terestru. Um, exploata omul acolo sau ne bazăm de pe. Deci, deci, asta ar putea fi um, în, în, în foarte multe. Deci, foarte multe din procesele acestea de producție ar fi robotice. Deci nu, nu au nevoie de uh, uh, prezența umană în momentul, deci, mă rog, în momentul în care se ajunge la un proces de echilibru în, uh, în, în, în procesul de producție. Dar um, de aici deci devine foarte important uh, faptul că în, uh, în spațiu cosmic deci în, și în orbita Pământului um, vom avea nevoie de foarte multe uh, algoritmi, de ceea ce se numește computer vision. Uh, deci uh, să urmărim tot ce se întâmplă acolo prin colectarea de imagini, fotografii, video și așa mai departe. Um, și asta este un, uh, parte din procesul pe care noi îl, uh, îl urmărim cu, uh, cu platforma aceasta. Um, de... Scuze-mă scu puțin Ioana, dar mai este totuși acest remote control um, care se, poate, se va putea face în timp real? Da, deci... Uh, um, Controlul acesta remote depinde normal de aplicație, dar sunt, sunt foarte multe din uh, operațiile acestea tehnice uh, legate de spațiu, care s-au uh, perfectat în timp. Uh, de fapt, uh, una, una din tehnologiile pe care NASA le uh, fundează este ceea ce se numește uh, telemedicine, uh -huh. uh, abilitatea de a face operații. Uh, nu, mai ales pentru long duration flight travel, um, nu, nu o să poți să ai uh, o echipă întreagă de chirurgi, de exemplu, care să-ți facă operația în spațiu și atunci o să ai nevoie să faci uh, teleoperated. Um, Și deci foarte mulți din algoritmii uh, și procesele robotice care se aplică acolo se pot aplica și uh, translata în uh, uh, procesele de producție. Am uh, legat acesta. de întrebarea de ce am plecat de la NASA... Um, deci, după uh, aproape 16 ani de zile, um, a fost un, uh, uh, o, o experiență extraordinară, uh, însă uh, ceea ce pot să realizez la momentul de față prin uh, compania G-Space, uh, n-aș fi putut să fac asta în, în, în NASA. Uh, și, deci, se leagă exact la întrebarea ta originală uh, de pragmatism. Uh, mie îmi place să lucrez uh, pe proiecte care nu doar să fie un studiu teoretic și să scriu un paper, ci și să mă duc să-l implementez. Și partea asta mi s-a părut foarte dificilă de făcut în NASA. Deci ăsta este motivul principal pentru care am plecat și um, um, mi-am mi creat propria, propria companie. E adevărat că într-o zonă care este propice pentru așa ceva, adică Silicon Valley Bay este ceea ce trebuie, nu? Pentru lucrul ăsta, pentru că este o altă mentalitate. Pe de altă parte, sigur că și NASA își duce la final, la, la cum să spun, își implementează proiectele, dar că probabil mult mai, mult mai greu. Există o birocratie o lentoare mai mare decât în zona. Da, da absolut. Și plus că um, uh, prioritățile se schimbă în funcție de administrație um, mm -hmm. și este, este, de fapt, deci chiar și lucrând în interiorul NASA, tot trebuie să te duci să. Um, you know, raise capital. Numai că este, este un proces diferit uh, față de procesul de uh, finanțare pe care uh, îl adopți atunci când încerci să aduci capital într-o uh, într companie uh, privată sau într-un startup. E mai ușor? Ți-e mai ușor acum să aduci uh, capital? E diferit. Nu e ușor. Nici, nici un range. Și faptul că ești în Silicon Valley, um, da, cred că. Um, ce te ajută deci fiind aici ce te ajută este faptul că ideea cu care vii nu pare chiar așa de nerezonabilă. Deci este o idee rezonabilă care se poate implementa. Deci asta este asta cred că este diferența principală, dar în în în, în termen de acces la capital la momentul de față Uh, investițiile, mai ales în ceea ce se numește Commercial Space, um, au crescut într-un rit fantastic. Uh, deci, nou, în, în ultimii 10 ani, uh, sunt, uh, sunt peste 800 sau 900 de fonduri uh, de uh, capital privat care investesc în uh, space startups uh, și, și infuzia de capital privat uh, este uh, incomparabilă cu, cu ce, ce a fost uh, înainte, să zic, de 2010. La o întâlnire anterioară, unul dintre invitați era cercetător în zona biomedicală. Spunea că aproximativ jumătate din timp este dedicat găsirii de fonduri, strângerii de capital. Da. Așa este da, și. Deci, da, da nu, nu, nu este un proces, cum să zic eu, simplu. Um, trebuie să, să găsești și, și cumva. Nimic nu e simplu, în viață. Tot, tot ce este simplu este mult prea riscant. Nu? Deci, până la urmă, um, trebuie să te înarmezi cu răbdare și perseverență. Și um, căutarea de capital este ca și căutarea unui partener de viață, într-un fel, pentru că uh, nu vrei să aduci orice investitor, nu vrei să iei bani de la oricine. Nu vrei să iei bani în orice condiții. Vrei, vrei să iei un investitor care chiar crede în, în, în capabilitățile tale, ca și, ca, și, mă rog, ca și lider al unei companii, în echipă, valoarea tehnologiei pe care vrei să o comercializezi și, de asemenea, vrei să fie cineva care să te susțină pe termen lung, nu cineva care să vină peste un an și să spună unde este profitul meu de 10x. Avem Dar mai mulți avem mai multe din... întrebări. Avem aici pentru noi, mai mulți oameni care lucrează în industria spațială Băștinașe locală. Hmm. Și cineva întreabă dacă vedeți o posibilitate de a deschide o subsidiară a G-Space aici. Da, m-am gândit la, la varianta asta. Dar, din nou, fiecare, fiecare acțiune la timpul potrivit. Uh, mai avem o întrebare, mai sunt două întrebări, eu, acum le văd eu. În spațiu s-au obținut doar fibră optică din sticlă sau și din plastic? Um, deci, la momentul de față, materialul um, principal care se studiază este acest zibilan. Um, asta nu înseamnă că în viitor nu se, um, nu se vor studia sau uh, nu se va experimenta cu, cu, alte, um, cu alte materiale care acest Zeebeeland are foarte multe aplicații la momentul ăsta. Da și nu, deci este o chestie interesantă pentru că Zbilan a fost întotdeauna în competiție cu uh, Silica. Mm. Deci la momentul de față și, și până la urmă, știi, deci asta este încă o, o întrebare fundamentală în uh, atunci când creezi un startup și uh, vrei să comercializezi un produs, da? Care este um, Uh, șansa de uh, uh, adopție a tehnologiei respective uh, pe piață. Deci, chiar dacă să zic, aduci un, un, uh, un produs superior, competent, așa mai departe, uh, dacă uh, industria este foarte confortabilă cu materialul pe care îl are la momentul de față și cu infrastructura pe care îl are la momentul de față. Nu au neapărat o motivație deosebită de a schimba această tehnologie. Și, deci, asta, asta este o, o, o întrebare fundamentală pentru Zibilen și Silica. De fapt, noi am publicat un articol exact în, în direcția aceasta, se numește Breaking the Silica Ceiling. Uh -huh. De ce, la momentul de față, se, am, am ajuns să revigorăm această tehnologie ZBLN? Um, și asta, e, deci, răspunsul este pentru că silica, până la urmă, este foarte ieftină. Da? Și atunci, pentru, pentru o companie, întotdeauna este vorba de profit. Uh, nu? Dacă un material uh, este, este mai ieftin, te duci și și are uh, performanță rezonabilă, uh, te duci cu o parte, de deci optimizezi costul. Uh, la momentul de față, însă. Um, este vorba de performanța pe care poți să um, pe care de, de delivered performance, deci performanța pe care um, o, poți, poți să, um, să o livrezi la, uh, la celălalt capăt și uh, câtă vreme, deci ne bazăm pe silica în, uh, deci dacă compari silica cu Zibilen, la momentul de față silica plus plus infrastructura care e nevoie de care are nevoie, în așa fel încât să livrezi o performanță, devine mult mai costisitoare decât dacă ai înlocui cu Zibilen, care uh, nu are nevoie de aceeași infrastructură, pentru că materialul în sine uh, are nativ uh, niște deci performanțe uh, care n-au nevoie de infrastructură adițională. Da. Uite, mai este o întrebare. Telemedicina la care ați făcut referire se aplică doar chirurgiei sau e valabil și pentru alte domenii? Ne puteți spune mai multe despre partea aceasta de space medicine? Um, din păcate, n-am -am studiat. Deci, partea asta de, de human performance in space uh, nu este domeniul meu uh, neapărat. Deci, uh, și nu, nu vreau să, să dau uh, uh, informații incorrecte. Deci este, este o, o, cum să zic, o activitate despre care uh, am auzit, dar uh, nu am studiat-o uh, în adânc. Deci nu, nu pot să vă dau, din păcate, um, informații adiționale. Da. Bun. Uh, din păcate, ceasul uh, ticăie și se apropie sfârșitul acestei întâlniri. Uh, Așa că dacă mai aveți o întrebare, două repede, acum. <laughs> acum sau niciodată. Acum sau niciodată. Până una alta, Ioana, apropo de, cum să spun, comercializarea asta, și apropo și de turismul spațial, și apropo și de zborurile acestea din zona privată, cât de, cât de serioasă este competiția pe care o reprezintă? zona aceasta privată, comercială, pentru NASA? Deci, de fapt, nu este, nu este neapărat o, o... Depinde cum o privești, bineînțeles, nu? Dacă, dacă ești obișnuit, dacă vii de pe, de pe poziția de... Noi am lucrat la NASA și am fost întotdeauna singurii care am operat în domeniul acesta... Acum vin companiile private și avem competiție. Da, e, e neplăcut, dar în principiu, deci cum să zic eu, în, în, în medie, foarte mulți realizează faptul că această competiție este, de fapt, foarte sănătoasă pentru că NASA poate să trans. Foarte multe informație, nu? În care, deci, uh, uh, și foarte multe din investițiile pe care le-a făcut până la momentul de față um, domeniului privat. Um, vedem, deci încă din 2010, de fapt, uh, ceea, ce, ce, ceea ce a ajutat să crească mișcarea aceasta de, de commercial space este um, public private partnership, parteneriate public private uh -huh. uh, și deci creșterea uh, modalității acestea de a uh, finanța uh, parteneriate public-private ajută și NASA în așa fel încât NASA să meargă să își dedice activitățile și să își prioritizeze activitățile în explorarea spațiului Deep Space, care uh -huh. la momentul de față nu are neapărat o o aplicație comercială și să. să deci, încerc, prin transferul acesta de cunoștințe, de tehnologie, să lase uh, Commercial Space să. Um, să-și să continue să dezvolte uh, domeniile acestea pe care le-ai le menționat. Toma. Uh, mai am eu o întrebare scurtă, dar băcătoasă. Uh, crezi că NASA va renunța la SLS după ce noua rachetă a lui Musk va dovedi că poate să zboare? Deci asta este o mai mult o, o, o dezbatere politică decât o dezbatere de tehnologie. În principiu, din punct de vedere, nu, nu trăim într-o lume ideală. Asta e adevărul. Și întotdeauna există considerente logice și considerente emoționale și politice și așa mai departe. Deci, Um, banii care s-au uh, folosit în a uh, fonda um, Space Launch System sunt bani care, până la urmă, da, SLS, uh, sunt bani care uh, merg într-un uh, într -un stat unde uh, forța de muncă este uh, în mod principal uh, axată pe aerospace, nu? Deci dacă tai bugetul complet... Uh, o să ai probleme cu șomajul local, nu? Și atunci negocierea este cum tranziționezi fondurile respective în așa fel încât să menții forța de muncă, dar forța aceea de muncă să nu fie neapărat parte din NASA, ci să facă parte din uh, domeniul privat. Deci este uh, reprofilarea uh, sau, sau reangajarea uh, uh, oamenilor din... Uh, domeniul guvernamental sau uh, public în domeniul privat. Și asta este o perioadă de tranziție. Uh, este ceea care... ce se cheamă la nivelul Uniunii Europene tranziție justă în foarte multe da. domenii aici, de exemplu, exact, da. domeniul energetic. Da, da. Deci nu e numai o chestie de ce face deci ce, ce, ce este logic sau ce, ce, ce face sens uh, to do. ci faptul că lucrurile, deci schimbările iau timp. Mulțumim mult, Ioana. Sigur, absolut. Uh, și pentru răspunsurile punctuale și, la modul general, pentru că ai acceptat să participi la întâlnire. Și sperăm să te mai lași exploatată și cu alte ocazii. Sigur, sigur, absolut, absolut. Și sărbători fericite tuturor, având în vedere că suntem în decembrie. Mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut mare plăcere și păstrăm legătura. Mulțumim, sărbători fericite mult. și sărbători la revedere. Zic, la revedere tuturor celor care ne urmăresc, mulțumim! Ne, re ne reauzim peste două săptămâni!